Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Sper că ați avut o zi magică astăzi, așa cum au dezvăluit cărțile de tarot pentru astăzi, pentru fiecare zodie. Am să fac o nouă etalare pentru ziua de miercuri, 29 martie, să vedem cât de magică va fi ziua de miercuri, cum va fi în planurile importante pentru fiecare zodie în parte, așadar un tarot horoscop intuitiv. O zi aglomerată, să știți, o zi în care aveți și treabă, dar și sunteți romantici, romantice, îndrăgostite de munca voastră, poate faceți cu drag ceva, munciți cu drag ceva, aveți spor în ceva, înaintați în ceva pentru că puneți mult suflet. Sau primiți ajutor, sprijin cu tot sufletul din partea cuiva. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru ziua de miercuri. Într-adevăr, e o zi cu spor, cu muncă. O zi în care cumva căutați să vă programați și pentru viitor să aveți rezultate. Gândiți în perspectivă pe următoarele luni sau chiar ani. Faceți așa un fel de planificare. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru fiecare zodie, pentru ziua de miercuri, 29 martie. O zi în care drumurile joacă un rol important, dar sunt drumurile puțin cu prudență, poate, pentru că ori e din cauza sănătății, ori e a oboselii, ori există chiar un pericol în drumurile voastre. Ceva cumva vă dă poate un pic de prudență, de teamă, pentru că ați mai trecut prin niște situații dificile și nu ați vrea să mai treceți. Dar văd că aveți o inițiativă care vă poate duce la un succes. Puteți avea o victorie dacă sunteți un bun conducător, să zic așa, al propriei vieți, al propriilor interese. Haideți să vedem, în funcție și de zodie, cum ar putea fi ziua de miercuri. În fiecare zodie cu ce se etalează. Să vedem ce dezvăluie fiecare zodie, ce energie are. Și să vedem și energia generală a zilei. Energia generală a zilei, a noutăților, a unor inițiative, a unor idei, dar și a unei schimbări, poate, de mentalitate, sau veți avea o schimbare de planuri. Poate că e o zi în care veți face o schimbare de planuri, o schimbare de mentalitate. Vedeți lucrurile și dintr-un alt punct de vedere și în felul acesta începeți ceva și mai și. Poate că v-ați împotmolit puțin într-o situație sau vă puteți împotmoli prea chiar mâine în ceva, cum ar veni atunci când se strică ceva sau îți lipsește ceva. Nu știi soluția, ai o problemă ca la matematică, ai o problemă și nu dă rezultatul care tu l-aștepți. Dar privești lucrurile și dintr-o altă perspectivă, folosești o altă formulă și în felul acesta ajungi la un rezultat neașteptat. O soluție nouă, chiar îți vine ca și cum ai inventat tu deja o nouă teoremă, o să zic așa, o nouă formulă. Da, deci cumva această situație îți dă reușită. Chiar poți face cunoștințe noi. O doamnă într-un semn de foc joacă un rol important. Pentru berbeci, ascendent berbeci, o zi în care ne cumva căutați să vă mențineți într-un echilibru. Poate și datorită unor drumuri aglomerate sau datorită unor rivalități. Văd că puteți învinge. Aveți poate și puțină, să zic așa, contradicție cu cineva, o neînțelegere cu cineva, persoană care poate este puțin cam nesinceră sau poate că e vorba și de o persoană care este puțin cam răutăcioasă, încearcă cumva să vă creeze un pic de stres sau chiar să încerce să vă destabilizeze. Acum pot fi și drumurile, poate are atunci cu tinerii, cu copiii, ceva, situații noi sau chiar descoperiți că cineva vă cam urmărește și asta vă stresează. Poate fi legat și de sănătate, că nu scap cum ar veni de o gripă care te enervează, îți dă bătăi de cap, da, te lupți cu ea așa, ca să te menții într-un echilibru, pentru că tu ai și treabă, dar în același timp ca și să nu îți afectezi și mai tare sănătatea și nici să-ți pierzi concentrarea.
ai de făcut o clarificare, ai de privit așa puțin, poate să ai o imagine de ansamblu, să vezi în viitor puțin, să ții măsuri de cum ar veni și pentru viitor. Pentru zodia Taur, wow! Taurii pot avea o zi fantastică, cu noi începuturi, cu o iluminare, cu o noutate, cu un succes, un nou proiect, poate ceva care va duce o nouă șansă, o revelație, o călătorie de succes, sau un suflet pereche poate fi și legat de o sarcină la unele dintre voi, unul dintre voi poate fi legat și de o nouă soluție pentru a te vindeca. Poate plecați chiar într-o vacanță undeva, mai studiați, mai învățați, vă văd așadar într-o zi fantastică, aș putea să spun, magică, iubiți de divinitate, sub o stea norocoasă, într-o popularitate, într-o celebritate. Pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni, voi aveți o întâlnire, poate, cu o persoană îndrăgostită, dar cumva căutați soluții să nu intrați în vreun conflict. Ceva vă cam frustrează, poate că trebuie să vă întâlniți cu o anumită doamnă și nu ajungeți la timp pentru că, nu știu, aveți niște indecizii. Nu știți care e drumul pe care să-l folosiți să ajungeți să vă întâlniți sau nu știți ce metode să abordați în discuție cu această persoană pentru că vreți să fiți într-un succes, dar vreți și poate nici să nu răniți. Aici cumva totuși există așa o oscilare între bine, rău, în funcție și de emoții, dar în funcție și de niște rezultate care ele vin niște rezultate, dar s-ar putea să nu convină cuiva prea mult și nu știți cum să-i spuneți cum ar veni. Sau vă frustrează pe voi o anumită persoană care poate nu este foarte încântată de rezultatele voastre. Are legătură poate și cu o dragoste, o relație. Sunteți poate într-o rivalitate legată cu o anumită doamnă. Pentru zodia Rac, ascendent Rac, văd că aveți un succes, o reușită, vă stresează ceva legat poate de un drum, de un dar, de un succes, de o afacere. Poate că sunteți și voi foarte aglomerați unde vă duceți în drumurile voastre sau la servici sau în relațiile, întâlnirile care le aveți. Aveți mult stres, poate că faceți cumpărături, faceți drumuri, văd că puteți avea mare succes, mare victorie. Poate și dacă sunteți mai organizați, poate și datorită unui parteneriat mai, zic așa, mai detașați din treburile voastre și altora, din familie, vă conduceți voi o situație și vă luați viața în mâini și văd că aveți reușită sau chiar faceți drumuri lungi care pot fi, într-adevăr, cumva stresante și din cauza unor întâlniri, din cauza unor examene, din cauza unor aglomerații, dar și cu mari câștiguri, cu mari beneficii. Pentru zodia Leu, e o zi în care aveți revelații, o zi în care veți primi un sprijin, un sfat din partea unei persoane poate mai vârstnice. Vă ambiționează ceva, văd aici, sau vă trebuie mai multă ambiție ca să puteți să vă înțelegeți cu o anumită persoană care poate e mai singură sau mai, e o persoană mai moralistă, să zic așa, mai are niște principii, niște valori mai spirituale. Puteți cunoaște o persoană sau chiar plecați într-un pelerinaj, poate, dar e puțin stresant acest drum aglomerat. Deci văd că drumurile sunt stresante și pentru. Deci toată ziua poate fi, să zic așa, depinde pe unde vă aflați, că ține și de persoane care au nevoie de un ajutor și cum ar veni, trag de voi. Ajută-mă. Rezolvă problema respectivă aici, poate că sunteți undeva unde lucrați, spre exemplu, sau cei din familie au nevoie și de ajutorul vostru, de sfaturile voastre. Pentru zodia Fecioară, ascendent Fecioară, e o zi în care vi se pune puțin răbdarea la încercare, pentru că veți avea reușită realizare, dar poate că aveți nevoie să vă țineți la distanță de persoanele care vă dezamăgesc, care sunt pesimiste. Sau aveți voi această tendință de a face niște schimbări pentru a ajuta pe persoane care au probleme de sănătate, dar vă trebuie puțină, să zic așa, răbdare, pentru că puteți avea de-a face cu niște persoane care nu schimbă ușor, să zic, această mentalitate. Deci e o nevoie de o prudență, pentru că pot fi probleme care sunt atât mentale cât pot fi și legate de spirit. Persoane rănite care devin poate, nu știu, fie deprimate, fie devin agresive. Aici puteți afla niște secrete
niște intrigi chiar, ies la suprafață, s-ar putea să vă rănească pe voi, poate și intriga care ține de bârfele care sunt în lume din partea unei anumite persoane, care poate fi într-adevăr într-o problemă de sănătate. Pentru zodia Balanța, ascendent Balanță, voi faceți niște schimbări, niște clarificări, poate care țin și de o comemorare sau de o schimbare, de o sărbătoare. Aici, pentru niște daruri, aveți nevoie de vă grăbiți cumva să rezolvați niște probleme, pentru că trebuie să închideți un capitol cu ocazia unei anumite sărbători sau veți avea de făcut o clarificare în legătură cu niște investiții care țin de niște evenimente, niște sărbători, de un ajutor pe care îl sperați ca să vă schimbe ceva în viața voastră. Poate fi legat și de o moștenire aici, sau legat de comemorarea cuiva care nu mai este, legat de niște tradiții. Aici pot fi legate și de niște tradiții. Vă preocupați, sunteți stresați de această schimbare care poate fi de lună, cum ar veni, tradițiile care sunt cu ocazia 1 aprilie sau alte sărbători care urmează. Faceți voi o clarificare. Pentru zodia Scorpion, ascendent Scorpion, voi aveți o zi plăcută, aș putea să spun, cu întâlniri cu persoane din trecut, poate cu copii, nepoți, vă caută persoane, vă aduceți aminte cu drag de vremuri când erați mai tineri, poate, sau când aveați copii mici, poate și pentru că vă întâlniți cu cineva mai tânăr, sau chiar vă vine vreo idee să faceți ceva. Vă să vă împliniți un vis pe care l-aveați voi de când erați mai tineri. Pentru zodia Săgetător, ascendent Săgetător, voi vă puteți îndeplini dorințe, puteți fi inspirați, creativi chiar, începe ceva nou, dar și voi aici văd că puteți avea parte de niște critici, dar putea la unii dintre voi criticile acestea chiar să vă dea mai multe idei, mai multă ambiție. Cumva vă veți descurca, pot veni daruri, cadouri, vă puteți îndeplini dorințe. Au o legătură poate și cu niște copii sau poate că are o legătură și cu inspirația voastră, cu dorințele voastre care cumva aveți mai multe idei, mai multe soluții care țin și de a face ceva care vă place. Și ați mai făcut și în trecut, cu toate că poate ați fost puțin și criticați pentru ceva, dar voi văd că puteți din nou recrea ceva. Ori că ați fost criticat, că ați renunțat și acum refaceți, renașteți cumva din propria cenușă. Să zic așa, și parcă începeți ceva cu mai multă speranță. Pentru zodia Capricorn, o zi fantastică, poate fi mai ales în dragoste, cu iubire împărtășită, cu o întâlnire de cu sufletul pereche, cu un copil, cu copilul vostru, poate, cu copilul vostru interior, adică cu sufletul vostru, stați de vorbă, vă vindecați. Aveți de-a face poate și cu vreun terapeut sau ieșiți pe undeva, să vă plimbați, să ieșiți în natură, să aveți o întâlnire romantică cu un iubit, cu o iubită sau se naște o poveste de dragoste, faceți ceva care vă place, cumva vă găsiți puțin echilibru. Ziua de miercuri, așadar, are ce mult echilibru. La zodia Vărsător, la fel. Multă bucurie, multă reușită, o împăcare, o întâlnire cu un suflet pereche, o dragoste care poate reaprinde sau este mâine ziua în care puteți să cunoașteți pe cineva de care să vă îndrăgostiți. Există șanse chiar să vă împăcați cu cineva și să petreceți. Este o zi în care sărbătoriți ceva pe cineva, poate aveți pe cineva de sărbătorit sau pur și simplu vă bucurați de ceea ce aveți voi în relațiile voastre de prietenie, de colegialitate, de familie sau chiar și dragostea este prezentă. Zodia Pește, ascendent Pește. Vă risipiți niște dubii în legătură cu niște ocazii, cu niște oportunități care țin poate și de o vacanță sau țin de sentimentele cuiva, ale voastre față de cineva, ale cuiva față de voi. Cumva e o zi în care puteți avea un noroc neașteptat, o oportunitate, ocazia să vă risipiți niște îndoieli, ocazia să vă bucura sufletul de o oportunitate, cumva vă răsfățați, poate, vă odihniți și vă simțiți cumva mai în formă, mai în forță. Deci este o zi foarte bună și ziua de miercuri, eu sper să fie așa, pe toate planurile, cu reușită, cu realizare, în ciuda unor inconveniente care pot ține la de plan personal, eu aici văd și legat de acest spirit de sacrificiu care poate fi legat și de postul Paștelui, spre exemplu, că trebuie să mai renunți la ceva, nu știu, să mănânci cu dulce sau poate să
ești mai stresat, poate știi că datorită vremii sau drumurilor care am zis pot fi destul de aglomerate, dar în general pare o zi minunată. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați văzut acest video, la revedere, să iubești și să fiți iubiți!